Mitrele, ori de câte ori se certa cu muierea, își lua betele să se spânzure în vale la sălcii. Să vadă și ea firarea relelor ce înseamnă el în casa asta. Na! Săriți lume! Striga Leana. Nea Dumitre, nea Ioane! Duceți-vă, bă, duceți-vă fuga în vale, bă, după el nebun! Picu, Bagsam, Cazaca, Mitrănoaia, tocătunul, domne, tocătunul se strângea ca la panoramă. Mitrele mergea înainte, considerându-se de pe acum mort. Vedea negru înaintea ochilor și aștepta să sune goarna de-apoi, după podul lui Giurcă. Spânzurătorile lui erau mai dese în anii de secetă și de sărăcie. Îndulceau întrucâtva atmosfera, adică n-o fi nici dracul ăla chiar atât de rău, că nu moare omul cu una, cu două, na, nici de foame, nici de nimic. Păi nu vă uitați la mitrele? Ajunsese să fie dat de exemplu de longevitate în comună. Of, mitrele lega betele înflorate, țesute cu drag de muiere. Vezi, asta e l-o uita întotdeauna. Trebuia să-i aducă ea aminte, cu târnul. Deci, mitrele înoda betele de-o creangă, scuipa spre Leana și-și băga capul în ștreang. Și când își da drumul, altul suit din vreme pe o salcie, jap cu secura, tăia ori creanga, ori betele, na, și spânzuratul, buf, jos. Leana venea repede, repede, repede cu găleata de apă rece de la fântână și turnea pe el, na, ca să-l învie. E, conta acum și cât de mort era. Alteori nu mai dădea așa, să bea un pic de apă dintr-un căuc. Dar să-i mai fi lăsat fă o țâră, să-l mai fi lăsat o țâră să atârne, să vă uita una. Să fie apucat măcar să scoată limba. Așa, ce facem, venirăm degeaba? Omulu, că mi-o fi și dat laptile în foc. Ia uite și ăsta aia, Cileana. Mă, omulu Dumnezeu, mă, îl încuraja Picu pe mitrele. Mă, care se arăta mahmur, așa, era mitrele ca Lazar după înviere, nu știa nici ce atitudine să ia, era și rușine lui mitrele, era și necaz. Mă, toți ne mai certăm, mă, cu muierile, mă. Păi alaltăieri, eu n-am aruncat masa în bătătură? Că nu mi-a făcut asta mâncarea bună. Și am luat masa de margini și ce crezi? Cu tot ce era pe ea. Și ce crezi? Am dat-o zdup peste prispă. Păi ce? Ia cu mine să nu se pune, băi. Păi, muierii, nu trebuie să-i lași să-i vergi laptele împăsat. Dar ce, să mă omor? Uulu, păi mai bine o fac vânătă pe ea. Bă, asta cu spânzuratul lui a cintit toate sălcile, bă, ăsta cu spânzuratul lui, râdea unul. Oricum de murit, ăsta nu o să moară în patul lui. Da-și, mă, din gură, cine știe ce-o fi și în casa lui, de ajunge el, săracul, ajunge el până aici. Dar din ce vă lua răsfă? Întrebă Veta. Ei, lasă, ce să mai, hai, omule, hai și noi acasă, hai, mă. Mitrele se scutura și pornea bombănind pe coastă în deal. Leana mergea în urmă cu vatra de apă în cap. Și noi copiii rămânem ultimii la sălci. Ne-ar fi plăcut să vedem un om spânzurat, să vedem și noi, să ne speriem și noi, na. Unii dintre noi de-abia așteptau să se facă mai mari și să-și pună și ei ștreang de gât ca să se strângă lumea și să vadă cum fac ei pe grozavi. Morți și cu ochii veniți. Cine spunea asta acasă, aolo, se pomenea cu o palmă peste gură. Mă, zăltatule, mă, tu știi, mă, ce lozești acolo? Ia uzi, mă, la ăștia micii, că altceva mai bun n-are de învățat de la ăia mari. Marin Sorescu.